Bună seara tuturor, sunt Arotela cu o etalare pentru cei născuți în zodia Balanței pentru aprilie 2019 sau mai exact pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Balanță pentru aprilie 2019. Am amestecat cărțile, le voi mai amesteca încă un pic în fața voastră. O discuție Page of Cups, valetul de cupe, o discuție cu un semn de apă. Sau vreți să vă exprimați niște emoții față de cineva sau niște chestiuni legate de un copil? Balanța, Soare, Luna, Venus, Ascendent în Balanță, aprilie 2019. Mi-au sărit cărțile. Mi-au sărit cărțile, Asul de Spade. Sper să fiți dumneavoastră sau dacă nu, un geamăn sau un vărsător sau pur și simplu este vorba de a exprima adevărul cuiva, al vostru sau al altcuiva, vorba de exprimare și momentul în care ne exprimăm adevărul, devenim victorioși în orice situație am fi. Mi-au sărit cărțile, acum e clar că e momentul să începem etalarea. Balanță, Soare, Luna, Venus, Ascendent în Balanță, aprilie 2019. Îndrăgostiții, dar sunt invers. O decizie foarte importantă în dragoste sau o colaborare, dar de obicei îndrăgostiții țin într-adevăr de o relație de dragoste emoțională. O decizie care se pare că a fost luată, poate pentru unii dintre voi este lipsa comunicării cu o persoană foarte dragă și foarte apropiată și foarte importantă în evoluția voastră. Să punem cărțile. Trecutul recent, prezentul, viitorul apropiat, blocaje și susțineri. La fel și aceste cărți. Și acestea, nu? Cineva nu poate. Nu poate, ar dori, dar nu poate. De fapt, o să vedem dacă dorește. Nebunul invers. Nu poate să o ia de la zero. Nu poate. N-are încredere că Dumnezeu, că Divinitatea îi ajută într-o privință, Marea Preoteasă, s-ar putea unii dintre voi să aveți de-a face cu o persoană născută în semnul peștilor sau cu niște secrete sau cu niște lucruri foarte profunde pentru cei care într-adevăr investiți în dezvoltarea voastră spirituală. Și încă o dată, Asul de Spade despre care am vorbit mai devreme. Haideți să vedem cum. Da, am văzut mai devreme și trei de spade, dar au sărit cărțile în grupuri mari. Cred că sunt povești lungi despre o parte dintre voi. Evident că n-am putut să le scot pe toate, să le analizez. Asul de spade, a treia oară, da? Asul de aer, asta înseamnă asul de spade, trei de spade și șase de monede, care reprezintă balanța sau ideea de balanță, de echilibru într-o relație. Sunt ferm convinsă că pentru unii dintre voi mesajul este că ați înțeles adevărul într-o situație care ținea de un trio. Menajatroa sau pur și simplu o persoană care a avut de-a face cu două persoane în același timp. Soț-soția, amantă, amantă. Sau pur și simplu două prietene, doi prieteni, cel puțin, în același timp. Asta e clar. Și dacă aici ni se sugerează sau vi se sugerează balanța, echilibru, totuși în realitate am putea zice că nu este. Cineva a primit mai mult și altul a așteptat. Poate o persoană nu neapărat cerșit atenția, a tot sperat că va primi și ea ceva. Și nu vorbim musai de bani, vorbim de atenție, vorbim de înțelegere, vorbim de
Ascultare. Cineva a dorit să fie ascultat și n-a fost ascultat. E ca și când, în această imagine cu aceste trei spade, e clar. Cineva a vorbit cu balanța. Poate nu neapărat să fie soare, poate să fie Venus, Luna, orice altă planetă, ascendent, Marte, sau să fie un aspect progresiv. Cineva a vorbit cu unii dintre voi și nu i s-a acordat atenție, n-a fost ascultat, ascultată. Oricum, această situație de dezechilibru a produs niște răni profunde în inima cuiva, posibil a voastră sau, dacă nu, a partenerului, partenerei voastre. Și totuși, asul de spade spune că s-a ajuns la un adevăr. Cineva a exprimat adevărul într-un final. Cineva. Voi sau cealaltă parte ați exprimat acest adevăr de curând. De curând poate să însemne foarte mult, de la câteva zile până la câteva săptămâni, până la câteva luni. În prezent aveți puterea invers, 10 de cupe și ermitul, eremitul. Pentru că ați avut în trecut un trei de spade, o inimă rătnită profund, o dezamăgire, o decepție în dragoste sau într-un parteneriat. În acest moment, simt că sunteți oarecum într-un dezechilibru. Puterea invers e clar că reprezintă o slăbiciune. Dar pentru unii dintre voi nu e obligatoriu, pentru câțiva aveți de-a face în prezent cu o persoană în semnul leului sau a fecioare, pentru că puterea reprezintă leu spre fecioară cu spida dintre leu și fecioară și avem încă o dată fecioara, da? Poate unii dintre voi aveți de-a face cu fecioară mai mult sau mai puțin sau cu o persoană solitară care, într-un fel sau altul, vă luminează viața, vă aduce fericire, dar pe de altă parte vă dezechilibrează. Pe de altă parte vă dezechilibrează. În ce sens? Cred că vă face foarte emoțional, extrem de emoțional cu acest 10 de cupe. Spun că vă luminează viața pentru că eremitul caută în întuneric lumina. Poate aveți de-a face cu o persoană în semnul apei, cu acest 10 de cupe, pești de obicei. Peștii sunt atât de visători și de voioși, chiar dacă nu le merge bine, și generoși în a dărui din emoțiile lor. Dar să revenim la voi. Posibil, dacă aveți de-a face cu o persoană foarte generoasă emoțional, să vă dezechilibreze oarecum, să vă simțiți slabi în fața lor, tocmai pentru că nu vă puteți înțelege emoțiile. Voi, semne de aer, care vreți să raționați aceste aspecte, să înțelegeți emoțiile din perspectivă logică, ceea ce nu prea merge. Eremitul, fecioara. Fecioara e guvernată de Mercur. Mercur este totuși o planetă a comunicării. Balanța reprezintă iar comunicarea, armonie în comunicare. Pentru cei mai mulți dintre voi, sau poate n-ar fi trebuit să fac afirmația asta, dar cred că e pentru foarte mulți dintre voi acest mesaj. În această perioadă, simțiți nevoia să căutați niște răspunsuri profunde. Poate unii dintre voi vă veți izola, poate unii veți ține post, dar veți merge la mănăstire, că tot avem eremitul, imaginea unui călugăr care se izolează. Poate nu mai sunteți atât de sociabili,
ca în alte situații, ca în alte dăți, pentru că găsiți o bucurie imensă conectându-vă la spiritualitatea dumneavoastră sau simțiți că această călătorie spirituală interioară, interioară, da? Interioară, vă poate aduce niște bucurii imense. Și vă poate ajuta, dacă în acest moment sunteți dezechilibrați, vă poate ajuta să vă reechilibrați, dar dintr-o perspectivă mult mai profundă. Nu dintr-o perspectivă mentală în care acționați sau vă impuneți voința în programul zilnic, în felul în care acționați sau vă comportați față de ceilalți. Echilibrul pe care îl veți regăsi, puterea, nu musa echilibru, o putere interioară, o veți găsi conectându-vă la acest stâlp de lumină, la acest, vedeți că are un toiag galben, luminos. Un stâlp de lumină este interiorul vostru, este coloana voastră vertebrală. Și aceasta vă poate aduce o mare, mare bucurie, adevărata bucurie. Mi se par niște cărți nemaipomenite. Repet, dacă în prezent vă dezechilibrează o persoană care totuși vă produce bucurie, dar atâta bucurie încât, nu înțelegi, domne, dar de ce mă simt atât de bucuroasă, bucuroasă în preajma acestei persoane, atât de emoțională, în primul rând? Da? Veți găsi răspunsul, într-un fel sau altul. Și vă veți găsi și puterea. Dar e o putere care își are sursa în conectarea la sursa divină, la spiritualitate. Și nu doar la latura voastră emoțională, pe care unii dintre voi sau cu planete în balanță ați neglijat-o în anumite situații. Pentru că e clar, în momentul în care cineva e într-un trio, cel puțin, nu este conectat la emoțiile personale. Să fii cu o persoană și în același timp cu o altă persoană, e clar că cel puțin unei persoane nu-i oferă emoțional la fel de mult ca celelalte. Înseamnă că e un dezechilibru interior. O lipsă emoțională într-o parte și o împlinire în cealaltă. Da? Și de ce se întâmplă asta? Pentru că ne căutăm echilibru emoțional la o altă persoană, la altcineva. Avem impresia că altcineva ne umple sufletul și, de fapt, avem aici răspunsul. Și ermitul, eremitul, îl va găsi în această perioadă. Dacă nu începeți această călătorie spirituală, acest post, poate. Și puteți găsi răspunsurile undeva cam prin septembrie sau în 9 luni. Avem cifra 9, da? Oricum, acesta este un moment de grație. Așa îl văd eu, de grație. Cine pornește în această călătorie, e clar că a luat cea mai bună hotărâre. Chiar dacă poate să arate ciudat pentru alții. Ce aveți în viitorul apropiat? Aveți luna, regele de cupe și 7 de băte. Este posibil, cum am zis mai devreme, să aveți pardon, de a face. Se întâmplă când vorbim foarte mult. Să aveți de a face cu o persoană în semn de apă, pești, rac, Scorpion, aveți și luna, aveți și regele de cupe. Care, pentru unii dintre voi, vă va bloca. Dacă are legătură cu acest trio din trecut, este de înțeles. Este de înțeles. 7 de băți, o persoană care se luptă, blochează, da? Este posibil și această variantă, da? Mai degrabă, luna, fiind lună și regele de cupe, nu. Rac, pești și poate scorpion.
O persoană care a hotărât să-și țină secret emoțiile, pentru că probabil n-au fost apreciate. Probabil n-au fost apreciate în trecut. Pentru unii dintre voi. Și e destul de hotărâtă în a vă ține piept. Dacă vreți să comunicați cu ei, să le spuneți ce ați descoperit în această călătorie sau eventual cum simțiți, câtă bucurie simțiți sau la ce mari înțelegeri, la ce mari și profunde răspunsuri ați ajuns, că sunteți dezechilibrat, că vă puteți echilibra, rămâne să știți dumneavoastră, să aflați dumneavoastră ce vreți să comunicați, s-ar putea ei să nu dorească să comunice cu voi în viitorul apropiat. Pe de altă parte, pentru alt grup, simțindu-vă atât de fericiți, de umpluți emoțional, inima vi se umple de lumină, de bucurie, într-un context, eu simt că este spiritual. Eu simt că este spiritual. Și nu vă supărați, nici eremitul nu reprezintă comunicare. Probabil că dumneavoastră, în o perioadă, nu veți comunica cu cineva și după un timp veți dori să îi transmiteți ce ați descoperit. Dar persoana, pentru că nu ați comunicat, se simte oarecum neglijată și vă va bloca. Pe de altă parte, dacă voi ajungeți la niște. Și cred că veți ajunge, n-aveți cum, cu aceste trei cărți puternice, din care două arcane majore și una minoră, dar e similară cu soarele. Da? Cu aceste trei cărți puternice, e clar că veți ajunge la niște răspunsuri foarte profunde. Și vă doresc asta, succes. Repet, unii dintre voi veți vrea din toate puterile să luptați pentru păstrarea acestea. Asta e o victorie spirituală, să nu uităm. Să păstrați această victorie emoțională, spirituală, luna. Reprezintă nu doar secrete, reprezintă nu doar frici. Poate vă veți înțelege fricile care v-au oprit și v-au slăbit și v-au oprit în a vă găsi fericirea. Frici din familie, frici din alte vieți anterioare, frici căpătate în aceste triouri nesănătoase, le zic eu, da? Luna înseamnă foarte mult, dar printre altele poate să fie și o legătură profundă cu mama voastră, pe care să o înțelegeți în această perioadă cu acest eremit, da? Și dacă ar fi să vorbesc doar despre voi și să iau aceste cărți ca fiind doar o latură a voastră, în viitorul apropiat veți înțelege niște aspecte profunde între dumneavoastră și mama voastră. Veți comunica cu divinitatea, da? Ca și eremitul, într-o formă foarte stranie, prin vise, prin telepatie, poate cu un semn de apă, poate veți avea comunicări cu un semn de apă. Sau pur și simplu, toate aceste descoperiri pe care le veți face prin eremit, da? Și care vă vor readuce puterea, poate la un moment dat vă dezechilibrează, dar apoi în timp vă dați seama ce frumos, câtă lumină și vă echilibrați. Și nu ori vă echilibrați, deveniți foarte puternici, da? Aceste lucruri le veți ține oarecum secret. Pentru că veți fi și veți lupta pentru a le ține secret unii dintre voi. Și neapărat
un secret pe care nu-l veți dezvălui niciodată, ci vă veți umple această cupă a sufletului. Veți putea naviga pe un ocean de emoții într-un mod în care nici voi n-ați crezut că sunteți pregătiți să faceți așa ceva. Și veți înțelege că aveți o cupă atât de mare, aveți atât de multă dragoste de oferit cuiva anume și nu veți mai permite să vă irosiți în relații dezechilibrate, în triouri care nu vă reprezintă adevăratul, adevărata esență, adevăratul eu. Eu cred că veți descoperi mulți dintre voi ce mare dragoste puteți avea pentru cineva și veți lupta pentru cineva. E clar că veți lupta pentru cineva. Iar apare puterea, care în această poziție este la blocaje. Ia uite, 7 și 6 de băte și surrender. Repet, unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană în semnul peștilor, e a doua oară, da, 10 de cupe, regele de cupe, luna, aveți și marea preoteasă aici. Unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană în semnul peștilor. A cărei putere vă blochează și vă dezechilibrează, dar vă veți găsi și voi puterea într-un fel sau altul. Îi veți înțelege. Îi veți înțelege. Pe de altă parte, unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană în semnul leului sau a fecioarei, care vă blochează. E o persoană care cere tot timpul atenție. Da? 6 de bâte. E o persoană care cere atenție. Posibil egoistă. Posibil egoistă. Da? Aici cineva cere tot timpul. Aici cineva cere tot timpul. Probabil e persoana care vrea tot timpul câte ceva. Și cred cu acest surrender, cred că v-ați lăsat oarecum influențați de această persoană și v-a blocat un pic în recâștigarea puterii voastre interioare. Șase de bâte și puterea. Cum am spus și mai devreme, dacă începeți o călătorie interioară, investigarea voastră la modul foarte profund, primele rezultate vor veni prin august, septembrie. Și din acest motiv aveți aceste cărți. Victoria va veni mai încet, surrender. E similar cu hangman, cu amânări. Deci va fi amânată această victorie, această descoperire, această putere, se amână un timp. De ce este, am spus și mai devreme, la etalarea pentru Capricorn, ce înseamnă spânzuratul, ce înseamnă surrender și toate cărțile similare acestei mari arcane, reprezintă, printre multe altele, și o perioadă în care noi nu putem acționa tocmai pentru că trebuie să ne descoperim niște aspecte, trebuie să ne transformăm, trebuie să vedem noi perspective într-o situație. Și în momentul în care le descoperim, le aprofundăm, începe să manifestăm o altă ființă. Nu mai suntem cei vechi, suntem cei noi. Dar lucrul ăsta se întâmplă, evident, într-un timp. Poate să însemne și câteva luni, poate să însemne și câțiva ani. Procesul de dezvoltare personală, spirituală, de descoperire nu este ușor și nu se poate realiza într-un timp scurt. Dar în această perioadă va începe pentru unii dintre voi această călătorie spirituală. Și ce frumos, ia uite, iar Marea Preoteasă e a doua oară când apare.
Repet, pentru unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană în semnul peștilor. Că sunteți soare, că sunteți lună, că sunteți Marte, Venus, ascendent, Jupiter, orice altă planetă în balanță. Cred că unii aveți de-a face cu o persoană cu multe planete în pești sau cu acest soare în pești. Ce vă susține? Foarte frumos. Asul de Pământ invers, Marea Preoteasă și Împărăteasă. Deci, astea sunt cărțile mele preferate. De fapt, Marea Preoteasă e prima și a doua Împărăteasă. Mă simt foarte conectate la ele. Și mă bucur că le găsesc în etalarea cuiva într-o poziție atât de frumoasă. Ce vă susține? Pe de-o parte, pentru unii, cum am spus mai devreme, poate să fie mama, să înțelegeți niște profunzimi, niște aspecte emoționale, niște legături karmice, în fine, rămâne să vedem ce. Legate de mama, legătura dintre voi și mama voastră. Împărăteasa reprezintă și mama, da? Pe de altă parte, dacă începeți această călătorie și veți înțelege anumite aspecte profunde ale voastre și în legătură cu această persoană care vă aduce mari bucurii emoționale, posibil în timp să aveți o creștere împreună, o creștere fantastică. Pe de altă parte, asul de pământ reprezintă o legătură de lungă durată, printre multe altele. Niște bani, un cadou, o căsătorie, dar e invers. Asta nu înseamnă că nu-i posibil. Asta înseamnă că se amână, da? Că avem surrenderul. Se amână această ofertă până când vă regăsiți puterea, până când vă echilibrați, până când vă conectați la acest tâlp de lumină, da? Despre care am vorbit mai devreme. Până când înțelegeți că aveți o cupă mare de oferit și nu puteți oferi oricui. Până când trebuie să învățați să luptați pentru o dragoste, într-un mod în care n-ați mai făcut pentru nimeni. Așa simt acum citirea. Deci, asul de pământ este aici doar că se va răsuci invers. E o ofertă divină. Această persoană e o ofertă divină în viața voastră. Însă, schimbarea poziției, da, în poziție normală, se va face în timp divin, cum se zice, divine timing. Și se va face când veți reuși să vă conectați la spiritualitatea voastră, Marea Preoteasă, asta înseamnă, e o pereche foarte bună pentru, amândoi sunt singuratici. De fapt, Marea Preoteasă reprezintă peștii, eremitul e exact partea opusă a peștilor, da? Casa a șaptea a relațiilor, ca și voi, de fapt, voi sunteți casa relațiilor. Și Împărăteasa reprezintă abundență pe toate planurile. Și împărăteasa are e spirituală și împărăteasa e conectată la intuiția ei, dar manifestă toate aceste lucruri și în 3D. E frumoasă, e independentă, abundentă financiar, generoasă, da? Iar marea împărăteasă e conectată la acest pom al vieții, îl înțelege. Înțelege binele și răul, noaptea și ziua. Și nu trebuie să citească, nu trebuie să urmeze cine știe ce cursuri, pur și simplu face acest lucru într-un mod intuitiv. Și vine luna și începe și vă conectați, dar în curând, poate luna plină din balanță, e a doua lună plină în balanță care va fi luna aceasta. Vă va ajuta să vă conectați la niște adevăruri superioare. Și veți reuși, împărăteasa să nu uităm că reprezintă și semnul balanței, nu doar al taurului, sunteți chiar dumneavoastră. Dar aspectul divin, aspectul superior al dumneavoastră, și e mare lucru, dați ați început citirea cu acest 3 de spade, cu acest 6 de monede, care, evident, nu reprezintă echilibru, deși asta se dorește. Și terminați cu această împărăteasă. Ce frumos! Ce frumos! Dar trebuie să vă luptați. Blocajul este că trebuie să vă găsiți puterea, trebuie să vă temperați anumite, mai ales cei care au tendința să se ducă cu mai mulți parteneri, să vă temperați anumite, poate și ego-ul,
și tendințe, impulsuri fizice pentru unii dintre voi, evident. Ce aveți aici? Asul de spade, soarele. Dar după ce? După ce renunțați la ce? La trioul, la relații multiple, la niște adicții, poate. N-aș vrea să le înșir că sunt multe. Dar poate să fie pur și simplu ego-ul cuiva. Felul de a raționa emoțiile când nu e cazul. Ați avut o relație foarte, foarte profundă cu cineva. Semn de apă, mai mult sau mai puțin, doi de cupe. Și această relație a fost, sau de curând a fost întreruptă, sau va fi întreruptă. Dar această întrerupere, folosul vostru, va trebui unii dintre voi, sau ei, evident, sau ei, se poate, citirea poate să fie inversă, deocamdată citesc despre voi, să renunțați la niște adicții. Că sunt parteneri, că sunt anumite tendințe, eu știu, țigări, orice altceva. Dar și în momentul în care renunțați la adicții, n-are rost să le înșir. Voi le știți, nu stau să vă investighez acum, da? În momentul în care renunțați la aceste adicții, va trebui să treceți ca și, e similar, patru de spade, similar cu eremitul, trebuie să vă vindecați, să vă conectați la îngerii voștri, da? Și apoi să exprimați adevărul și să luptați pentru el. Și veți găsi soarele, soare, iar semnul leului sau pur și simplu, iau, am zis că 10 de cupe e similar cu soarele, da? Și apoi să vă exprimați adevărul. Foarte frumoase cărți, sper că ați înțeles ce am zis, da? Ce avem aici? Marea preoteasă, 7 de cupe, 5 de cupe, 8 de monede. Da, v-ați despărțit de cineva cu care ați avut niște argumente. Poate să fie cineva din familie care s-a simțit neglijat. Poate să fie iar semnul peștilor, spânzuratul, da? O relație care n-a fost echilibrată. Au fost niște secrete. Iar soarele, soarele și luna. Poate să fie o relație între partea feminină și masculină. Divine feminine și divine masculine. Dar e momentul de creștere dintre cei doi. Și s-a produs ruptura, a venit turnul, separarea între cei doi, între îndrăgostiți, dar nu orice fel de îndrăgostiți. Această persoană nu era o simplă persoană trecătoare, era persoana cu care vă completați cel mai bine. Era un cuplu protejat la mod, de divinitate. Și totuși s-a produs ruptura. Poate unii dintre voi ați avut un copil și din acest motiv a trebuit să alegeți mai mult sau mai puțin. Au fost cred că a apărut o persoană în acest cuplu. Așa simt. Și din acest motiv s-a produs ruptura, au apărut și argumentele. Și la un moment dat cineva trebuie să decidă între cei doi, între persoana cu care vă completați foarte bine și cealaltă. Trebuie să vă decideți, a trebuit să jonglați o situație. Într-o relație ați lucrat foarte mult, în cealaltă foarte puțin. Și cineva a avut niște regrete, cineva s-a simțit confuz, probabil. Persoana care a plecat a fost mai intuitivă, a simțit ceva în neregulă. Am zis, nebunul invers. Nu e o comunicare cu cineva și totuși cred că voi vă transformați, aveți moarte aici. Într-o privință, repet, la nivel spiritual. Și veți primi niște, în perioada lunii pline, veți primi niște mesaje prin vise sau veți primi niște semne, poate nu doar vise, poate muzică, cărți, citate, anumiți oameni vor spune anumite cuvinte care vor fi ca niște declanșatori pentru voi. Veți înțelege niște lucruri. Un sfat pentru balanță, pentru aprilie 2019. Mulțumesc. Oracle card.
Bănuiesc că această etalare va fi de ajutor pentru unii dintre voi. O recălcați. Interesant. Puterea. E a treia oară, da? Interesant. Spiritual Teacher a apărut și la alte etalări. Cred că se schimbă ceva la nivel colectiv, se schimbă niște energii. School, family, spiritual teacher, school, vă dezvoltați, studiați niște probleme. Cred că e vorba de familia voastră spirituală. Începeți să studiați niște aspecte legate de acest concept de familie. Poate un cei care nu ați vrut să vă angajeți într-o relație de lungă... Uf, de lungă durată. Începe să vă gândiți și la noțiunea de familie, să vedem dacă reușesc, da? Și la noțiunea de familie. Ia uite, m-am întărit aici. Și vă veți regăsi puterea. Vă veți regăsi puterea. Spiritual teacher, poate să fie un călugăr, poate să fie un profesor, sau vă duceți să vă dezvoltați niște aspecte. Că tot am vorbit despre lucrurile astea. Niște aspecte profunde ale voastre. Ok. S-a produs un pic de deranj, dar asta e. Pentru unii, probabil că veți primi multe răspunsuri interesante în momentul în care aveți de-a face cu cititori în tarot. Sper ca și această etalare să vă fie de ajutor. Chiar dacă sună mai ciudat, așa este. Niciodată mesajele astea nu vin atât de concrete, că nu-i matematică. Dacă ar fi matematică, ar fi formule, evident. Sunt câteva, să zicem, idei generale. Dar totuși fiecare carte poate fi interpretată într-un mod special și la modul intuitiv, evident. Ce cărți puternice ați avut! Balanță. Este văzută balanța de către partenerul, partenera voastră, persoana de care sunteți interesați. Cum este văzută balanța în aprilie 2019? Soare, lună, Venus, ascendent în balanță. Cum este văzută balanța? Wow! Încă o carte. Împăratul? Ați avut mai devreme împărăteasa? Poate că unii dintre voi aveți de-a face, ați intrat deja în cuplu divin și nici nu știați. Și acum vă treziți la realitate. Aș vrea odată să discutăm despre Divine Feminine, Divine Masculine. Vedem cum îmi permite timpul. Cum vedeți voi persoana? Vedeți voi persoana. A sărit ceva. Wow, ce frumos. Repet, unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană în semn de apă, rac, pești, scorpion. Ia uite, aveți spirituală. Cu care nu comunicați acum. Către care ați călătorit. Aveți pasiune foarte mare pentru ei și totuși
Lucrurile se dezvoltă foarte încet, foarte greu. Probabil că trebuie să treceți prin niște situații, să înțelegeți niște lucruri. Da. Ei acum iau o decizie foarte importantă. Probabil că se vor concentra pe muncă, pe partea practică. Poate unii dintre ei vor manifesta o mare dragoste. Dar lasă în urmă acest trio, da? Trei de spade, trei de cupe, ce au fost mai devreme. Da? Pentru că regretă ea regina de cupe. Regretă și vor să lase în urmă niște regrete și acest să iasă din trio. Vor să iasă din trio dacă a fost cândva un trio. Și vor să manifeste cu totul altceva, să se implice în muncă și să se iubească pe ei. Ce înseamnă asta? În momentul în care te iubești, evident că nu accepti să fii a treia persoană într-un cuplu. Deci, cum vă văd ei, patru de spade invers. Ei știu că începe să vă vindecați. Simt că vreți să lăsați în urmă niște adicții sau o relație toxică. Dacă nu sunt adicțiile voastre, poate să fie o relație cu toxică cu cineva. Poate a fost o căsătorie care n-a mers și v-a îndemnat în afara căsătoriei, da? Nu stau să comentez decât că a apărut acest diavol. Nu țin musai să spun că e un capricorn. Poate să fie orice altă zodie. Dar ce e diavolul? Dacă îndrăgostiții sunt guvernați, sunt autorizați de divinitate, aceștia sunt dominați de instincte, de ego, da? De tot ce reprezintă mai toxic. Și totuși îi simt, vă văd, nu știu, vă văd, vă simt că tot va apărut Marea Preoteasă. Simt că în aprilie preluați controlul. Evident, poate să fie și un berbec sau un taur, dar nu vreau. Nu-mi place. Sau vărsător, sau iar leu, vărsător, ca taur sau scorpion. În fine, dar ideea este că ei simt. Nu știu cât vă văd. Dacă nu comunicați, poate nici nu stați împreună. Dar ei simt că ați început un proces de vindecare. Că vreți să lăsați în urmă o situație toxică și nu doar atât, că vreți să preluați controlul asupra vieții voastre. Și de multe ori balanțele sunt foarte hotărâte, să nu uităm că împăratul, reprezentând, dacă ar fi reprezentarea berbecului, ar fi casa voastră a șaptea. Voi puteți să luptați foarte mult pentru relația voastră, pentru căsătorie. În momentul în care vă decideți, ceea ce e un proces mai greu, dar am senzația că ați decis, în principiu, mai lucrați la această toxicitate, la adicții, la relațiile toxice din trecut, dar începeți în aprilie să preluați comanda asupra relației voastre. Sau cel puțin să vă faceți o strategie de recuperare a acestei relații, dacă cumva s-a rupt relația, vă recuperați. Și luptați, omul acesta e foarte hotărât să-și ia ce este a lui. Este foarte hotărât. E în stare să, cu globul ăsta în mână, să meargă până la capătul pământului pentru ce hotărăște să obțină. Cum îi vedeți voi? Voi știți că ei sunt foarte răniți. Foarte răniți. Și vorbim de această persoană, da? Semn de apă, pești, rac. Poate să fie și fecioară. E o persoană conectată la spiritualitate. Voi știți că ei sunt răniți. Probabil că vă pare rău pentru această. Ați produs această dezamăgire, nu vă supărați, puteți să schimbați pozițiile, repet. Așa.
ați vindecat, ați meditat, ați descoperit adevărul și acum începe să-l manifestați. Mai întâi în viața voastră, tăiați legăturile karmice, legăturile toxice, eu știu ce faceți și preluați comanda, da? Așa. Și voi totuși vedeți că ei sunt răniți, știți că sunt răniți. Probabil că în martie, pentru unii dintre voi, s-a produs această mare dezamăgire și mare ruptură. Știți că ei se vindecă pe de-o parte, știți că au credință, că sunt conectați, da? La spiritualitate, știți. Așa, dar mai știți un lucru. E foarte posibil, după această despărțire, ei să lumineze și să crească spiritual într-un mod fantastic, chiar și fără voi, să fie deasupra lumii, să domine lumea prin lumina lor. E o persoană foarte puternică. Și bănuiesc că această forță va ajuta să vă transformați și voi. Așa simt. Așa simt. Că e vărsător, că e semn de apă, că e capricorn. Nu contează. Nu contează. Se vindecă, se conectează la spiritualitate, au credință, au speranță, își recapătă speranța, dar știți că e posibil să își recapete speranța în altă direcție și vreți foarte mult să o recâștigați. Acest împărat se luptă pentru împărăteasa lui. Da? Pe de altă parte, ei vă văd de ca și când voi vreți să controlați relația și s-ar putea să pună capăt. Să se detașeze, să încheie acest capitol. Și știți asta. Deci e o problemă de control aici, în această relație. Nu doar de relații toxice. Poate că aici e diavolul, da? Dorința de control. De a-și impune dorința personală asupra celelalte. Că e fizică, că e de altă natură, nu e treaba mea să intru acum în detalii. Dar cineva are de lucrat cu un ego și cu o dorință de control. Dragii mei, așa simt cărțile acum. Vă doresc pace, dragoste, creștere spirituală și numai bine. La revedere!